Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. 20 de minute cu îngerul este o piesă tragicomică scrisă de Alexandr Vampilov în 1962. Titlul piesei este simbolic. Imaginea lui Homutov, care este confundat cu un înger, se evidențiază cu adevărat de ceilalți. Homutov este tipul eroului angelic, care chiar dacă nu este pe cea mai înaltă treaptă în ierarhia îngerească, este unicul personaj altruist din piesă. Neîncrederea și frica pe de-o parte, și altruismul pe de altă parte, sunt temele principale ale piesei. Aici se confruntă o lume lipsită de suflet cu generozitatea. Mai mult, societatea decăzută reacționează la manifestarea bunătății în cele mai perfide moduri. Aici, scriitorul flagelează sărăcia morală a unor ființe demonizate. Acțiunea are loc într-un hotel de provincie. Pe parcursul complotului, eroilor le sunt verificate principiile morale. Totul pornește de la faptul că doi bețivi rămân fără bani, motiv pentru care caută să împrumute o oarecare sumă. Un necunoscut pe nume Homutov le oferă dezinteresat 100 de ruble. Acest gest le provoacă eroilor piesei panică și frică. Ajutorul dezinteresat îi face suspicioși. Situația se limpezește atunci când Homutov se prezintă un om obișnuit cu păcatele sale. Banii pe care acesta îi împarte străinilor erau destinați mamei sale decedate recent. Prins cu alte griji, acesta nu a apucat să-i trimită mamei sale muribunde. Făcând binefaceri, eroul vrea să-și ispășească vina. Aici personajele se recunosc și renasc pentru scurt timp. Apare speranța într-o lume mai bună. Personajele sunt în antiteză. Pe de o parte este ciudatul Homutov, iar pe de altă parte ceilalți locatari ai hotelului, care, deși reprezintă cele mai diverse categorii sociale, artiști, muncitori, intelectuali, au o trăsătură comună: nu cred în bunătate. Deprecerea idealurilor morale survine din cufundarea adâncă în rău, care anihilează capacitatea de a recunoaște semnele binelui. Homutov este personajul care struncină ordinea acestor vieți vicioase. E o șansă de salvare pe care ceilalți o percep ca pe o amenințare la traiul lor de mizerie. În fața divinului, aceștia devin cinici, agresivi, detractori, pentru că noi nu recunoaștem în exterior decât ceea ce conținem în interior – Chiesa este despre faptul că în cea mai mare decădere apare cel puțin o șansă de a-ți edifica o viață purificată și îmbogățită în Dumnezeu. Sau, după cum spunea Andrei Pleșu, trebuie să fii atent tot timpul în jurul tău, conștient că de peste tot ți se pot face oferte de destin și că dacă le ratezi, ceva din tine se pierde irreversibil. Nu revine a doua oară șansa care ți se oferă. Dacă ratezi cele patru întâlniri esențiale ale vieții tale, un mare profesor, o mare iubire, un prilej, nu neapărat un om, dacă ratezi acel prilej, te pierzi ca o cometă pe orbită marginală. Spectacolul face referire și la păcatele lumii, atribuind fiecărui personaj câte o patimă care îi domină și îi erodează sufletul. Ugarov și Anciughin reprezintă desfrâul, o viață dusă cu scopul de a satisface nevoile primare, fără a avea vreo dorință de a evolua din punct de vedere spiritual. Bazilski, mândria care te face să crezi că nu mai este altul ca tine în lume și să îi disprețuiești pe cei din jur. Va siuta iubirea de arginți venită dintr-o viață care nu i-a oferit decât o meserie mizeră și a lipsit-o de iubire. Iar stupac reprezintă fățărnicia: el fiind un om care se folosește de dragoste pentru a obține bani, iar prin intermediul minciunii și manipulării speră să obțină și alte privilegii. Toate aceste patimi prezente foarte pregnant în inimile personajelor îi întunecă și îi împiedică să se desăvârșească sufletește. Ratarea este un subiect important care este pus în lumină de acest spectacol. Ratarea este o experiență dureroasă. Încercările nereușite de a-și atinge visele și de a deveni ceea ce cred că de era menit să devină, îi face pe oameni să fie foarte cruzi, brutali și să se urască între ei. Ratarea uneori ne invită să învățăm modestia și smerenia, dar aceste lucruri lucruri nu pot exista atunci când mândria ne conduce viețile. Când nu ne simțim împliniți, dăm mereu vina pe alții, pe viață, pe noroc, pe Dumnezeu, nu pe noi. Niciodată noi nu suntem vinovați, din potrivă suntem victime, oameni cu calități excepționale care nu au fost apreciați la justa valoare.